și bine v-am regăsit. Bună, de ce l-ați lăsat pe Marian Ionescu atât de departe și totuși atât de aproape? Departe de cine? Aveam și un cântec care spunea asta. Țineți aproape. Atât de departe și totuși aproape. Bine, Marian știe cum mereu aproape e... Deviza. E deviza jumătății familiei, ca să zic așa. S-au terminat nunțile pe anul ăsta? Păi, informație, astea așteptate s-au terminat. Avem un an de la care a cântat anul acesta. Intrăm în post, nu? Intrăm? Intrăm, da. Poate nu toți. Se fac nunți în post? Adică aveți cerere? Nu, nu. Avem niciun contract de felul. Marian Ionescu, fiind un bun creștin, nu cred că... Intrăm. Altfel, ați calculat la câte nunți ați cântat anul ăsta? Câte... Numai vreo două v-am prins eu la una și prezentat. Vreo 70. 70 de nunți? Da. Wow. 70 de case. Sunt 30-40% din contractele noastre vin de la genul ăsta de petrecere, aniversări, nunți. E o piață în care noi ne bucurăm că am pus piciorul și... Nimic din ceea ce este nupțial nu vă este străin, ca să zic așa? Aproape că nu. Chiar și prenupțial, chiar și... Prenupțial nu înțeleg, dar noi, nu înțeleg. Noi nunțile le judecăm ca fiind concerte, tot concerte, bineînțeles, și atunci chiar uiți de locul în care ești, pur și simplu ne purtăm la fel. Mă, ultima ai oară văzut că ne-am întâlnit. Când ați cântat și am prezentat nunta, ați cântat Dansul Miresei, adică acolo e mai mult decât un concert. E acolo, da, emoțional. Da, Dansul Miresei, ce cântec era? Forever Love. Forever Love. Foarte frumos. Da. Da, sunt cereri de genul ăsta în care oamenii spun, da, dar am vrea să începem cu cântecul ăsta, te iubesc, forever love, că sau am nevoie de tine, sau și-au pregătit niște și-au momente. Și-au oamenii coreografia pe piesa exact. Asta. Da. Tu la nunta ta, Marian Ionescu, pe ce vrei păi, să dansezi? Nu, ar trebui tu la nunta ta, da. Cristian Ache, că el urmează acum. Trebuie da. Să-ți însoare, nu? Stai un pic, că din unele informații de pe surse, mă rog, de pe surse, e bine, din documentarea noastră, urma să vă căsătoriți anul acesta. Da. Ce am mai amânat Octavia o vreme, probabil că la începutul anului viitor, și a făcut ea planurile și socotelile și cum ea e cea mai bună dintre noi doi la a face planuri și a crea perspective, atunci mă încred într-o tot. Dar nu ai... Ripostat. N-ai ripostat, n-ai ridicat... Nu, n-am ripostat. N-ai făcut apel în recurs? Într-un fel suntem căsătoriți, am fost la sfatul popular. Știu. Pare destul de stabilă. Pare destul de stabil și dau ăla de acolo. S-ar putea să nu înțeleagă ce înseamnă sfatul popular. Dacă e să-ți povestesc cum a fost... A, tu ai fost acolo? Ei au făcut în... Ne-a făcut surpriză. Habar n-aveam. Și eu am avut surpriză, Cristic. A fost inițiativa Octaviei. Da? Și da. Da, dar n-ai fost la fel de surprins ca nu, și mine, evident, pentru că eu... Cumva păi, știam, cu o zi, două, trei înainte păi am stai puțin, că... Hai că tu să o zic pe asta, că a fost... Nu, pierdem vremea cu asta. Poate vrei să-i spui ceva de... De ce să pierdă vremea? Păi stai că nu-i vorba de tine, e vorba de mine. Ia zic, cum ai fost surprins la sfatul popular? Păi eu am intrat primul și eu cream că mergem la masă. Nu. Și rog, doamnă, cu sinceritate, dacă vrei să povestești. El avea o iubire împărtășită până într-un moment și apoi așa care pedala în gol. Așa. A ajuns în camera ofițerului stării civile. A avut un șoc. El trăiește senzația că ei mi-au pregătit o surpriză. E un aranjament de-al nostru ca el să se însoare cu fata aceea care nu prea mai răspundea la telefon și care într-un fel era convinsă de noi să mărite cu ei, pentru că ei avuseseră o discuție. Deci el a intrat în la casa căsătorilor absolut sigur că el, este... că nu, el e ginerele. Nu, el nu a când intrat crezând intrat, că e restaurant, când a văzut că este casa de căsătorilor. A zis gata, e surpriză. Da, mi-au făcut ăștia o surpriză. Deci n-a fost nici una, nici alta. Și l-au luat pe tete și zice, vină încoace. Și zic, unde? L-a dus martor acolo în față. Și mă uitam martor așa, zic, martor pe bune, nu martor cu semnătură. Și mă uitam așa, zic, ia uite, bă, ce se întâmplă aici. Nu puteam să fiu ăsta. Că nici sora Octaviei nu știa. Deci nu știa nimeni. În afară de Octavia și Marian care s-a prins. Ei, cu siguranță.
Deci nu-ți bați capul. Când o hotărăște Octavia, anul viitor, da, atunci. Da, mă încred... Da, ți-a zis să nu bași concerte în unele sâmbete? Nu. Nu? Să descurcă. Nu, da. E neapărat o sâmbătă asta, trebuie făcută... Da, probabil că da. Probabil că o să mă anunțe, nu? Păi bănuiesc că da, adică nu e ca la starea civilă, la... Muntă trebuie să mă anunță și vă spun și ai vă un chem. Costum, oricum, cred că ar trebui prima oară și, adică, cumva trebuie să punem mâna pe niște bani, ca să niște cheltuieli, nu? Hai, lasă-mă. Păi nu sunt. Bă, nebun. Dar de când ai devenit atât de... Organizat. Dan Negru. Organizat. Da. A, Dan Negru ăsta. E zgârcit așa? Nu e zgârcit, dar e... Cum e? E numai cu bani în gură, ca să zic așa. Deci banii. Nu, nu banii ne țin, dar oricum trebuie strâns niște bani, nu? Trebuie să ai acolo câteva sute de dolari pentru masă. Păi o pui nașă pe Alina și viitorul ei soț care domnesc că va fi un milionar care e destul de aproape, care bate la ușă. Am auzit. Da. Bate, dar nu bate. Bate. Dar nu mai bate. E, o să bat, Alina. Eu să bată, mai speria. Nu mai bate. Și de unde e? Nu e. Glumim, nu e. Încă nu m-am mărit, că nu am timp să mă mărit. Era despre care scriu ziarele? Care? Că ziarele scriu de mulți, dar nu. Nu există nimeni. Nu știu, așa, cotă mare are. Ăla marocanul, am înțeles că a fost o farsă a lui Marian Ionescu, deci nu e marocan. Eu momentan îi testez, că trebuie. Nu, marocanul s-a dus. S-a terminat. Am testat și... Bun. Cum îl chema Marius pe marocan? În Tonga, Zunga... George. Macumba. Bun, chema Macumba. Iertați-mă că vă deranjez momentul... Dar spune și lucruri frumoase despre mine, nu vreți? Păi cântă superb. Păi frumoase erau. Pentru mine nu. Cântă superb, o antrenăm de 3 ani, a început să dea rezultate și... Dar cânta superb și înainte, să știți, domnul Marianescu, poate n-ați avut nimeni. Da, dar diferența între felul ăla de a cânta și a cânta într-un grup e... Sunt diferențe mari și ea a început să răspundă cererilor și nevoilor formației acum, în ultimul an. Și, așa vorbiți, de parcă ați fi părintele ei și nu ați avea un păi, copil în creștere. Pedagogic, da, sunt părintele ei. Am învățat-o tot ce știam la eu mulți până ani acum. Pentru Andrei, a făcut 2 ani? Pentru Andrei, face peste câteva... Carmina. Carmina a împlinit ieri alaltă 34 de ani. Dar toți sunt scorpioni? Da. Și tu și ei? Da, ei doi. Andrei împlinește pe 20 noiembrie, am vrut să spun 20 2018, de ani. 2018, practic. 2 ani. 2 ani. Deci ai doi băieți scorpioni cu tată scorpion. Da. Eu nu știu dacă așa... Octavia ce zodie? Deci Octavia e... Săgetător, cred. Săgetător. Iată. Cred. Cine ce știu, de curând am vorbit despre asta. Da. Păi ce să vorbiți acum? Am ținut minte. Nu știu cât... Și ce ați vrea să dansați? Uite, e un repertoriu atât de... Cum? Nu. Nu, ce ați vrea să dansați la Dansul Mirilor? Eu cu Octavia? Cu Octavia, da. Cred că... Aș dansa, aș folosi cântecul care ne-a adus nouă cel mai mare noroc, care se numește, înregistrat acum 21 de ani, care se numește Dacă ai ști. Da? Da, cred că se poate dansa... Lejer și la vârsta. Sunt legat de cântec, de acest cântec. Este cântecul care ne-a deschis nouă calea. Și mai apoi, după ce a apărut acest cântec, mai totul a fost ușor. Și Dacă ai ști, vorbește despre o dragoste împlinită și foarte așa frumoasă. Este. Dar pe de altă parte am impresia că în ultima vreme tot ceea ce lansați, parcă Marian Ionescu își pregătește Dansul Mirilor, știi? Îți promit, ce-ați mai lansat? Paradis? Da. Stai că am lansat un cântec foarte... Deci numai dansuri de mir. Da, au fost câteva valsuri foarte frumoase pe care noi am reușit să le înregistrăm la studio cu mare succes, pentru că diferența între cântecul pe care îl scriu acasă și ce este la studio uneori este foarte mare, că nu ajungi să-l duci la... nu-l poți finaliza cântecul și am avut surpriza unor valsuri foarte frumoase. Cred că cel mai frumos... precis din anul ăsta este cântecul Paradis. Este un cântec foarte Paradis. Frumos, care ne-a adus foarte multă bucurie, tocmai pentru că el și pentru frumusețea sa și pentru că este așa, iese din conformismul
Mie îmi place, îți promit, recunosc acum... Îți promit, da, este și foarte mie. Frumos cântecul. Și da. Mie, da. Și potrivit și cu ce am făcut noi în ultima vreme. Tu ce ai vrea să dansezi la, la nunta ta, Alina, în curând, ca să zic să așa? Că nu m-am gândit. Pe ce să nu repetăm dansul? Că... Când vii la lecție? Cred că o să mă gândesc abia în momentul când... Pe mama iete, pe... Voi... De ce nu? De ce frumos. Nu? Dar încă nu m-am gândit. Cred că nu, o să am o nuntă mai atipică. Nu-mi doresc o nuntă tradițională. Pe un ghețar. Nu? Cu cum, pe un ghețar. Pe un ghețar. Nu păi chiar să știi pe că un ghețar, tocmai dacă dar... ai face o nuntă tradițională în Maramureș, de exemplu, ar fi o nuntă atipică. E atipică, da. Da, și asta e adevărat. Încă nu m-am gândit, dar când va fi momentul, o să organizez așa cum trebuie și așa cum voi simți eu. Că, eu trec de la dar unul cred la că nu voi avea unul bals. Probabil la un moment dat o să ajung și la Nicu, dar... Nu, nu, cum să spun, Mihai, nunta ei, care, așa, din ce simt eu, e destul de aproape, da, vine da, cu jumate de, jumate de față, râde, la noi informație și jumate plânge, pentru că noi am investit mult în Alina în 3 ani. Și mi-a spus clar, să nu te măriți. La finalul celor 3 ani, fata se mărită. Păi să știi că, să știi că au cam trecut 3 ani. Hă? Se mărită și pleacă. Se mărită și pleacă la soț și soțul. Dar să știi că au trecut deja 3 ani, Marian. Sunt 3 ani viață, și Marian, ceva. După cum știi, unii deci am dansează trecut pragul. Și alții o... O iau de nevastă. Asta e vreau să spun. O duc la altar. 12 noiembrie, Teatrul Național. Asta voiam să zic. Invit pe oameni la concert. Sala astăzi, îmi spuneau cei de la agenție, aproape goală. Adică, adică nu mai sunt bilete. 18 bilete vândute. Sperăm să avem ceva vânzări măcar până la 100. Ocupați, vă rog, primele două rânduri. Cred că nu vorbești, cred că nu te-ai uitat la concertul Direcția 5, cred că te-ai uitat la ceva cu altceva. Nu, m-am uitat foarte bine. Ocupați, vă rog, primele deci, Mihai, rânduri. Și hai să vii la concert și să avem nevoie familia, de încă copii. 71 de bilete. Cumpăra 71 de bilete. Acum, pe loc. Cumpăra 71 de bilete, mai multe șanse de câștig. De a intra în sală. Absolut. Dar hai să revenim puțin la, la micuțul Andrei, care ți-a schimbat viața și cumva te-a arătat lumii un alt Marian Enescu. Da, serios? Da, că eu așa cred. Ce da. Mare schimbare a venit. Adică a venit, sunt schimbări acolo. Uite. Păi asta e așa să-ți explic, că ne-ai azi niște mișcări care nasc zâmbete. Păi da. El trebuie să râdă. Păi da. Păi da. Păi și nu râdă. Da, e că trebuie. Noi de ce n-am râdă? Adică... Păi e comic, uite, da. Uite, se duce regulamentar pe pista de biciclete, îmi place. Da. Opa! Da, te mai schimbă, te mai... îți mai... creează... Dai panici de genul ăsta, uite, sunt micile accidente ale copilăriei. Nu, n-am avut cu el nicio problemă. Când n-am văzut, până... nu te văd genul ăla de părinte disperat, hop, să sar, să-l ajut, ai pățit tati ceva? Păi, încă nu sunt, pentru că n-am avut cu el niciun eveniment dureros, dar sunt genul care... genul meu se naște cu fiecare întâmplare, adică pot fi extrem de surprins, extrem de disperat sau relaxat. Real, cred că nu sunt niciun gen. Mă strecor și eu prin viață într-un fel în care, dacă se poate, să nu deranjez pe nimeni și să ajut oamenii din jurul meu. Foarte frumos vorbește Marian Enescu, ca de obicei. Te-aș întreba, apropo de încrederea pe care ai în această formulă sudată a Direcției 5, cu cine l-ai lăsat pe Andrei? Dacă nici tu, nici Octavia n-ați putea să stați, nu știu, într-o sâmbătă dimineața, de exemplu, sau într-un weekend. Să răspund clar, cu cine nu l-aș lăsa? Cu cine? Cu Alina nu. Cu Cristi. Cu Cristi nu? De ce? Are pare irresponsabil? Are mici incidente amotrice. Ia să arunci ceva spre Cristi, să vezi, prinde orice. Încă un pahar. Nu, nu, într-o pauză. Nu, telefonul nu. Nu. Nu, glumeam. Am încredere în toți cei de pe bancheta asta voastră, care pare scumpă. Ați dat de bani? A și fost, dar, mă rog, au venit niște copii și au pictat-o. Am încredere, sunt... Dar mai bine veneai tu și o pictai, că e triplai valoarea cel puțin. Nu știi pe aia cu canapea, cu 6 oameni fără probleme? Nu? Știu e lungă? Am luat o canapea așa? Pe care...
pot încăpea 6 oameni fără probleme. Dar problema e de unde iau 6 oameni fără probleme. Ah, ha, ha. Da, nu-i plac glumele mele niciodată. Mi se pare foarte tare. Hai că nu e tare gluma. O să îi zic lui Buzdugan mâine dimineață să o spună la radio. Hai că n-a fost tare. Hai că râs din suflet. De ce, mă? Îmi place. Uite, o canapea pe care încap 5 oameni fără probleme. 6. 5. 5. Elena, poate te așezi și tu lângă Cristi. Cred că ăsta era apropo. Ești prietenul meu imaginat aici. Da. Nu luăm și noi pauze de publicitate ca să pregătim o cântare frumoasă cu direcția 5. După cum vedeți, setul de tobe este montat. Vin și celelalte instrumente. Important e că avem pe oameni. Pe oamenii fără probleme. După pauză. Mai pot spune?